Salut și bine ați venit pe canalul legat de club. Stai, nu e bine. Haha, mult mai bine. Azi este o zi mohorâtă, o zi ploioasă, o zi urâtă. Așa că eu vreau să plec de pe pământul ăsta și mă duc pe lună. Veniți și voi? Poate că nu am ajuns chiar până pe lună, dar am ajuns la o expoziție spațială. O expoziție specială. Despre ce este vorba? Să vă spun acum. Este vorba despre Space in the City. O expoziție ce are loc între 6 februarie și 16 mai 2021 la Cluj-Napoca. Hai să vedem despre ce este vorba înăuntru. Să intrăm în spațiul cosmic. Bună seara! Da. Am bilet pe telefon, trebuie scanat undeva? Da, haideți! Ok, aveți și un jeton gratis. Bun. Dacă mai doriți, trebuie să cumpărați. Ok, și în ce direcție? Pe aici? Fata, ok, până la 8 deschizi, nu? Da! Expoziția are două părți, una cu exponate în care puteți studia istoria expedițiilor spațiale și mai are și o parte interactivă, unde o să vedeți ceva simulatoare de zbor. Aceasta este partea cu exponatele de la ficțiune la realitate. Avem și Sputnik. Primul satelit spațial. Și avem și rachete. Rachete rusești. Telescoape, costum de zbor. Alt costum de astronaut. Avem și rachete americane. Costumul Apollo. Și acum putem să atingem Luna. Am atins Luna. Eu v-am spus că merg pe lună și am ajuns. Puteți vedea cam ce mănâncă astronauții. Totul este la plic sau la conservă. Există și simulatoare. Aceasta este partea interactivă a expoziției Space in the City.
butoane peste tot. Și, bineînțeles, nu putea să lipsească Războiul Stelelor. Simulator gravitațional marțian. Aici vedeți toate modulele unei nave spațiale. Ce avem aici? Avem alte simulatoare. Tocmai ce am sosit dintr-o misiune de pe planeta Marte, am atins și Luna. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și să lăsați un comentariu. Mulțumesc frumos!